Bună ziua, ne aflăm la emisiunea Educat pentru România, unde căutăm modele de rezistență. Multora dintre noi li s-au oprit sau modificat planurile, așa că am căutat un model de rezistență în Republica Moldova, pentru că invitatul meu de astăzi, prin Skype desigur, este istoricul Octavian Țâcu, actualmente candidat pentru președinția Republicii Moldova din partea Partidului Uniunii Naționale a Republicii Moldova. Bună dimineața, ne auziți? Bună dimineața și bine v-am regăsit! Bine ați venit la Piatra Neamț. În aceste condiții noi vă așteptam, nu neapărat în campanie, vă așteptam cu acele proiecte culturale pe care le aveți. Pentru mine prezentarea cărții Homo Moldovanus Sovieticus era foarte importantă, cum am vorbit în ultima emisiune. Cum va continua acest proiect? În primul rând vreau să vă zic că atunci la Piatra Neamț s-a întâmplat în așa fel că ne-am anunțat lansarea în campania prezidențială, chiar dacă am făcut-o în mod inconștient, adică într-o glumă. Mass media românească a preluat această știre și la scurt timp tot Chișinăul buia de această informație, deci la Piatra Neamț a pus o temelie, așa o piatră mică la această temelie și desigur că mi-aș fi dorit să revin în scurt timp pentru că este un oraș în care am mulți prieteni și în care am făcut mai multe lansări și de carte și de film și expedițiile memoriei și desigur că voi reveni cu prima ocazie. Caravana de carte, pentru că nu este vorba doar de Homo Moldovanus, dar și de istoria românilor de la Iez de Prut, care a apărut în a doua ediție la editura Litera în acest an. Ambele au devenit parte integrantă a campaniei de pregătire pentru alegerile prezidențiale. Este o campanie mai neobișnuită, pentru că noi ne-am pregătit în acest an temenic, mai ales pornind de la premiza că avem un an foarte complicat, cu incapacități și imposibilități de a ne întâlni direct cu oamenii și, prin urmare, am ales căi mai neobișnuite, așa să spunem, nestandard. În primul rând, aceste întâlniri, prezentarea proiectului Avantajele Unirii cu România, ca să îi spunem așa, chiar dacă nu-i titlul proiectului, asta este un punct foarte important și al doilea, prezentarea în clipuri a istoriei Basarabiei, pas cu pas. Am văzut o adevărată televiziune acolo la dumneavoastră. Care este scopul celor două campanii? Eu vreau să vă spun că datorită lucrurilor care s-au întâmplat în ultimul deceniu, mișcarea unionistă și unionismul a ajuns într-o derivă nemai întâlnită. Sigur, mai mulți au contribuit la faptul ca românismul și mișcarea unionistă să nu existe sau să existe în slujba oricăror interese. Altfel spus, mai multe forțe politice au avut unioniști de serviciu, așa, care au folosit la diferite scopuri. Regimul lui Plahotniuc a avut proprii lui unioniști. Unionismul a fost compromis și de acțiunea celui mai important partid unionist, Partidul Liberal, care a intrat în complicitate cu regimul lui Plahotniuc. Astfel încât, până anul trecut, unionismul practic era inexistent. Eu am fost ales președinte al Partidului Unității Naționale, care este un partid unionist cu extindere atât la București cât și la Chișinău. Partidul Unității Naționale are reprezentanți atât în Guvernul României cât și în instituțiile de conducere de la Chișinău, atât Constantin Codreanu, care este deputat în Parlamentul României, cât și doamna Guțu, secretar de stat în Departamentul Relației cu Republica Moldova, sunt vicepreședinți ai Partidului Unității Naționale. Iar Partidul Unității Naționale este atât partid parlamentar, cât și cu reprezentanță în Consiliul Municipal Chișinău și mai ales Bălți, unde de obicei unioniștii nu sunt prezenți. Avem și primării foarte multe, inclusiv o primărie într-o suburbie a orașului Bălți, lucru care nu s-a mai întâmplat până acum.
Prin urmare, deci este un proces de consolidare a mișcării unioniste la Chișinău. Prin noi ne-am ales aceste două strategii pentru că ele ne definesc platforma politică a Partidului Unității Naționale, care pledează pentru reîntregirea celor două state românești. Prima campanie pe care am lansat-o sunt ce înseamnă unirea cu România. Am depășit această etapă a unionismului, să zicem, de identitate, de cultură și limbă, pe care sau istorie pe care, desigur, că le avem toți în minte și le considerăm fundamentale și am pășit spre o nouă treaptă, explicând cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de limba pe care o vorbesc și originile etnice, ce înseamnă unirea cu România în mod concret. Adică care sunt salariile în România, pensiile, asigurările, care sunt investițiile în agricultură, în zootehnie, livadă, pomicultură, ce înseamnă justiție românească și multe alte chestiuni, toate le-am însumat în 33 de argumente pe care le-am pus pe un pliant și pe care susținătorii, simpatizanții și membrii Partidului Unității Naționale le distribuie prin localitățile din Republica Moldova. Până la ora actuală am fost în 74 de localități, asta din cele 1000 aproape de localități care sunt în Republica Moldova. Campania a fost îngreunată, desigur, de faptul că 2 luni de zile noi practic nu am putut să ne mișcăm, să avem activități, respectăm normele pandemiei, purtăm măști, mănuși, mai dincolo de asta, datorită și susținerii simpatizanților noștri. Noi în această campanie, alături de pleant și de ziar, distribuim și măști. Deci măști de protecție pe care le ducem prin localități, mai ales în sate. Și această campanie a luat turații, cum spuneam, suntem peste tot, chiar inclusiv și în regiunea Găgăuze și la Pălți. Pleantele le-am făcut atât în limba română cât și în limba rusă. Și suntem bucuroși să constatăm faptul că inclusiv vorbitorii de limbă rusă, în condițiile acestei prăbușiri, practic, a guvernării și a statului Republica Moldova pe fundalul pandemiei, înțeleg tot mai mult că doar revenirea Republicii Moldova în cadrul statului român este calea cea mai ușoară de accede în spațiu de integrare euroatlantic. Cea de-a doua campanie pe care ați menționat-o este de asemenea una care definește, să zicem, construcția ideologică a partidului. Campania se cheamă Săptămâna Memoriei și noi am inițiat în premieră, începând cu data de 28 iunie până în data de 6 iulie, o serie de manifestări care leagă împreună 4 evenimente istorice. Data de 28 iunie 1940, ocupația Basarabiei de către armatele sovietice, 12-13 iunie 1941, 5-6 iulie 1949 sunt cele mai mari valuri de deportări din Basarabia. Și data de 22 iunie 1941, operațiunea de eliberare a Basarabiei de sub ocupația sovietică. De obicei, aceste sărbători, aceste consemnări, pardon, sau aceste evenimente erau consemnate separat. Noi le-am legat într-un singur eveniment și în fiecare zi ne-am deplasat în localități, în cimitirile militarilor români, la monumentele deportărilor, la memorialele care există ale durerii în diferite locații ale Republicii Moldova. Am fost în 15 localități, am văzut 5 cimitire ale militarilor români, 6 complexe memorialistice, muzeele pe care le vizităm. În această campanie am inițiat și un concurs istoric în care am dat premii și cărți, diplome celor care așa au relatat istoria familiilor legate de aceste evenimente, fie au povestit istoria satului sau a unor familii care
pe care le cunoșteau. De asemenea, am desemnat trei premii personalitățile săptămânii memoriei, oameni care au făcut lucruri excepționale pentru perpetuarea memoriei istorice legate de tragedia Basarabiei. Și aceste trei premii le-am dat la oameni care au peste 70-80 de ani, cei care au inițiat construcția unor monumente, unor muzee în diferite localități ale Republicii Moldova și care ne-au impresionat. Spre exemplu, vă dau un nume, domnul Victor Țibrigan din Bărbăreu ca Florești. Deci este un domn de 80 și ceva de ani care în curtea casei lui și-a făcut un monument al militarilor români și un muzeu. Deci patru camere a casei lui sunt un muzeu absolut excepțional al istoriei românilor, cu exponate nemai întâlnite de la cultura populară și terminând cu arme și mitralieră Maxim din primul război mondial. Acest om, din resurse proprii și din ajutorul sătenilor, și-a făcut acest muzeu și multe alte cazuri pe care le-am identificat și pe care cei care doresc să le vadă pot accesa și pagina Partidului Unității Naționale. Noi avem toată cronologia acestei săptămâni a memoriei. Da, ați menționat că și vorbitorii de limbă rusă au înțeles în acest context cât este necesară apropierea cu Uniunea Europeană și efectele care le pot avea asupra oricărui stat modern Uniunea Europeană. Să înțeleg că partea de opoziție pe acest principiu al partidului nu că a încetat, a căpătat o reducere, impactul asupra dumneavoastră, de care asupra partidului de către oponenții politici este mai mic? Unionismul era văzut ca o formă radicală de manifestare. Asta a fost strategia Moscovei de a ne pune în colț și de a ne cataloga drept extremiști, radicali, naționaliști. Și noi tocmai asta am făcut, am schimbat accentele, să spunem, și am prezentat un proiect de țară care se cheamă Reîntregirea cu România pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Deci noi le dorim tuturor binele, inclusiv celor care sunt oponenții noștri politici, pentru că fiecare cetățean își dorește, spre exemplu, ca să înțelegeți, decalajele sunt enorme. Deci, spre exemplu, salariul mediu pe economie în Republica Moldova este de 4-5 ori mai mic ca în România. Pensiile la fel, deci de 3-4 ori mai mari sunt în România decât în Republica Moldova. Asistența socială, investițiile în agricultură și multe alte chestiuni, ne mai vorbim de justiție, spre exemplu, în care justiția în România este cum este, cu problemele sale, dar este o justiție funcțională care de foarte multe ori arată performanță și nu face distinție în tratarea cetățenilor. Și lucrurile astea contează atunci când cetățeanul își gândește perspectivele de viitor, dincolo de ceea ce înseamnă, spre exemplu, lucruri elementare, accesul nelimitat la Carpați, la Delta Dunării, la Marea Neagră, pentru că acum, pe fundalul pandemiei, lucrurile s-au agravat și mai mult. Celelalte state au ieșit cumva din această situație de izolare, de crize, inclusiv de criză mentală, să spunem. De când Republica Moldova, din cauza proastei guvernări și a proastei administrări a crizei, practic ne-am pomenit izolați. Deci, așa cum vedeți la știri, Republica Moldova este în lista țărilor care nu pot circula și nu pot ieși. Spațiul de manevră sau de circulație este extrem de restrâns. Asta a arătat foarte multe lacune pe care le are guvernarea și funcționarea unui stat falimentar cum este Republica Moldova și asta, spuneam, sporește adeziunea cetățenilor Republicii Moldova față de acest proiect de reîntregire. Vreau să vă spun, spre exemplu, că
la Bălți, unde de obicei toată lumea crede că este o populație rusofonă, anti-românească, românofobă chiar pe alături. Noi am avut mai multe evenimente. De exemplu, la 3-4 martie anul ăsta, în 2020, am făcut un marș de aproape 2000 de oameni în care am mers prin centrul orașului, am distribuit pleante, am discutat cu lumea, am explicat ce înseamnă, de fapt, avantajul intrării alături de România în Uniunea Europeană și în NATO. Și acest lucru nu mai trezește la Bălți agresivitate cum era pe timpul, spre exemplu, când s-au aruncat pietre, deci oamenii erau foarte recalcitranți la apariția unioniștilor. Și este evident și efortul statului român, pentru că la Bălți activează un consulat al României, la Bălți a creat episcopia Bălțului, care este subordonat Patriarhiei de la București. Toate eforturile astea împreună au creat o imagine pozitivă a României. Și lucrul ăsta îl vedem, apropo, și în sudul Basarabiei, la Comrat sau la Cahul, unde de asemenea este un consulat și s-a făcut episcopia Basarabiei de Sud, care ajută foarte mult la schimbarea percepției față de statul român. România este prezentă în Republica Moldova prin diferite proiecte, în special prin cele de modernizare a spațiilor culturale, a grădiniților, a drumurilor. Și aceste investiții sunt vizibile, ele aduc o plusvaloare la efortul pe care noi îl facem în dorința de a schimba și percepția față de România. Pentru că propaganda sovietică și cea rusă la ora actuală, care a preluat, de fapt, multe din argumentele propagandei sovietice, au cultivat o imagine a României din războiul doi mondial, din interbelic, în care jandarmul român, armata română, deci lucrurile care s-au făcut urâte în Basarabia, reale sau imaginare, exploatarea basarabenilor de jugul moșieresc român. Și toate lucrurile astea, în timp, vă dați seama, 50 de ani inoculate, au avut o anumită aderență. Lucrurile acum se schimbă foarte mult și din cauza faptului că cetățenii Republicii Moldova pot compara decalajele care există între cele două state. Doar o vizită la Iași, spre exemplu, care este proximitatea Republicii Moldova, face o diferență imediată între cele două sisteme, așa dacă am spune. Și la toate eforturile astea am dorit să contribuim și noi printr-o campanie pe care ne-am asumat-o și pe care o ducem în casa fiecărui cetățean. Pentru că noi batem la poartă, ne întâlnim cu oamenii, punem pleantul, discutăm cu ei și lucrul ăsta de la zi la zi ne sporește vizibilitatea și încrederea. Despre prezența și ajutorul României în Republica Moldova în diverse situații. Îmi place că ați prezentat așa o statistică. Se vede că sunteți și jurnalist sau meseria de jurnalist nu vă este Eu, în primul rând, străină. sunt istoric, Corina, de aia și. Știu, știu, istoric și face sinteză foarte bună, dar e frumos că observațiile cum le-am perceput eu sunt și cele de jurnalist. Deci, ați menționat despre prezența în Republica Moldova a României. Ce așteptări aveți în viitor pe două direcții, și din partea oficialităților, dar și din partea instituțiilor, societății civile, culturale, istorice? Cum vedeți viitorul în colaborarea pe aceste două linii? Sigur, în Basarabia există o reminiscență, așa să spunem, a faptului că România nu face suficient de mult pentru Republica Moldova. Acest lucru a început încă din momentul anului 40, atunci când chipurile statului român ar fi cedat fără nicio foc de armă, o chestiune care, desigur, că mulți o perpetuează la ora actuală, uitând, spre exemplu, faptul că la 22 iunie 1941 România s-a întors cel mai mare efort militar din istoria sa pentru recuperarea Basarabiei. Și acest lucru a rămas cumva, deci mai persistă, spre exemplu, la noi ideea că România nu-și dorește unirea cu Basarabia.
că statul român nu are explicit punctate și în Constituție și în actele sale legislative ideea revenirii Basarabia alături de România. Sigur, și aceste lucruri sunt un impediment în construirea, să zicem, unei strategii de reîntregire. Ea trebuie explicată. Pentru că noi, spre exemplu, ne-am dorit în Republica Moldova procentul celor care își doresc unirea cu România să fie cel puțin la fel de mare ca în România, care știm că este peste 70%. În Republica Moldova, acum în jur de 30% din cetățenii moldoveni, dar chiar și mai mult, sunt 37% în Republica Moldova și 54% în Chișinău. Deci sunt oameni care își doresc unirea cu România. Este un procent mare care va fi și mai mare, spuneam, iar un prim test va fi campania prezidențială din toamnă. Statul român, atât la nivel instituțional cât și la nivel neoficial, are o implicare temeinică, vă spuneam, care o vedem. Este important că la ora actuală s-a creat un departament al relațiilor cu Republica Moldova, condus de doamna Ana Vuciu, cum spuneam, vicepreședinta Partidului Unității Naționale, și care controlează totalitatea politicilor statului român pe acest segment, mai ales legat de aspectul cultural, educațional, media și așa mai departe. În plus, desigur, situația este complicată cumva de actuala guvernare, pentru că la moment în Republica Moldova există o formă hibridă de guvernare între Partidul Socialiștilor, care este o fracțiune politică euroasiatică, așa, care pledează pentru interesele Federației Ruse, și Partidul Democrat, care este un partid de sorginte pro-europeană, sau cel puțin declarativ. Și asta îngustează cumva acțiunile statului român, nu din cauza că nu și-ar dori guvernarea, ci din cauza faptului că există din partea statului român anumite rezerve față de actuala guvernare. Desigur, s-a anunțat și la nivel de președinție și la nivel de Minister de Externe și de Guvern că statul român va merge pe susținerea cetățenilor Republicii Moldova, a autorităților publice locale, a proiectelor individuale, care este desigur o strategie pentru că ea accentuează sau cel puțin asigură statul român că aceste investiții vor fi făcute în mâini sigure celor care într-adevăr merită acest lucru. Desigur, este și o componentă a participării României în politica Uniunii Europene. Noi, spre exemplu, cei de la Chișinău ne-au dorit ca România să aibă o politică mai distinctă așa de cât mesajul Uniunii Europene, pentru că, până la urmă, Republica Moldova este un teritoriu românesc care îi aparține istoric, etnic, cultural, lingvistic, civilizațional, dacă vreți, și multe mesaje nu ar trebui să fie ascunse în spatele discursului european, transnațional, care în Republica Moldova este unul acceptat, dar care este unul utopic din mai multe puncte de vedere. Ca să fiu mai explicit, pentru cetățeanul Republicii Moldova este mai rapidă și mai plauzibilă ideea de unire cu România și intrarea în Uniunea Europeană și NATO decât intrarea Republicii Moldova ca un stat independent. Pentru că această independență, de fapt, folosește Federației Ruse pentru a împiedica această aderare la Uniunea Europeană, pentru a se apropia de România, de Statele Unite și așa mai departe. Deci asta este marea problemă. Desigur, pandemia a îngreunat circulația între cele două state românești. Nu știu când acest lucru va putea fi înlăturat. Mă bucur foarte mult că românii vin în Republica Moldova. Am constatat acest lucru de mai multe ori, mai ales cei din zona vecină, județele de la Botoșani până la Galați, vin în Republica Moldova. Mi-aș dori și restul României să cunoască Republica Moldova. Imaginați-vă doar ce ar însemna ca 1 milion de români anual să vină în Republica Moldova pentru un weekend. Asta ar însemna, după calculele noastre,
un plus de investiții de vreo 400, 300, 400 de milioane de euro. Deci dacă luăm cu un weekend cheltui 200, 300, 400 de euro, atunci vă dați seama că aceasta ar fi și o cunoaștere a Republicii Moldova și o investiție în sectoarele pe care Republica Moldova le are. Și ar contribui la o mai profundă cunoaștere, pentru că multe lucruri sunt și vin de necunoaștere. Altfel, v-aș spune că basarabenii cunosc mai multe despre România decât românii despre Republica Moldova. Adică cumva ne-am stabilit și o nouă direcție pentru că planurile noastre ale de Reporter TV și Asociația Avut ca Doamnei de a face simpozioane, după cum știți, în Republica Moldova din cauza pandemiei au picat. Avem o nouă temă din partea dumneavoastră, noi prietenii de la Neamț, să milităm pentru turism. Acolo se poate face turism ecumenic, natural, sunt locuri istorice deosebite, deci promovăm turismul. În încheiere, pentru că toată lumea discută despre această pandemie, cred că ne-ar fi de folos să ne spuneți în câteva minute care au fost efectele și cum sunt resimțite atât la nivel economic cât și la nivel psihic sau sufletesc de către cetățenii Republicii Moldova. Sigur, efectele pandemiei la nivel global, european și regional în Republica Moldova au fost amplificate de proasta administrare de către actuala guvernare acestei situații. Au fost luate măsuri ca în întreaga lume, dar ele nu au fost respectate pentru că un stat ca Republica Moldova, cu instituții foarte slabe, corupte, și cu un management deficitar, mai ales în sistemul medical, au arătat o față jalnică, să spunem, a situației. Noi nu ne-am descurcat, suntem pe primele poziții în lume la infectări și cu siguranță pe primul loc în Europa la infectări printre medici și printre primii la infectarea medicilor în lume. Un indicator al faptului cât de prost am fost pregătiți noi pentru această pandemie. Aducem o mare mulțumire statului român pentru că am pledat și am pledat pentru. Noi am avut și o campanie, un slogan, Uniți contra pandemiei, în care am spus că doar printr-un efort conjugat cu statul român, noi vom reuși să trecem această pandemie. Am avut delegate în Republica Moldova și o echipă de medici români, militari și medici care s-au implicat plenar în înlăturarea consecințelor COVID-ului, chiar în mijlocul acestei epidemii. Am avut un convoi de 3,5 milioane de euro ajutoare medicale, deci tehnică, preparate și așa mai departe. Am simțit în permanență această legătură pe care am avut-o cu România. Au fost ajutoare și din alte state europene, și Lituania, și Polonia, Uniunea Europeană. Deci asta a permis, într-un fel, ca noi să putem să nu ne prăbușim efectiv. La moment avem continuarea situației de carantină și izolare până în 31 iulie. De foarte multe ori, guvernarea folosește această pandemie pentru diferite scopuri politice. Spre exemplu, când îi convine, bagă Parlamentul în carantină, când nu scoate din carantină. Deci, practic, s-a încercat obstrucționarea, pentru că Republica Moldova este o republică parlamentară, celui mai important organ, cei mai importante instituții, prin acoperirea cu această comisie pentru situații excepționale. În cele din urmă, cel mai grav a fost faptul că ne-am pomenit într-o izolare internațională, o izolare pe care alte state, din care alte state au ieșit, dar care pentru noi în continuare are acest efect de disperare pentru mulți cetățeni. Și desigur, vă imaginați ce înseamnă efectele acestei pandemii pentru o economie deficitară a Republicii Moldova, care trăiește în mare parte din remitențe. Remitențele s-au oprit, economia nu merge, așteptăm mari probleme către toamnă,
la plata salariilor și pensiilor, pentru că veniturile la buget sunt extrem de subțiri și cu foarte multe deficiențe. Și, cum spuneam, speram, de exemplu, pentru că în această săptămână am avut o moțiune de cenzură împotriva guvernului, că vom putea schimba acest guvern. N-am reușit acest lucru. Vedem ce se întâmplă către septembrie și sperăm foarte mult ca să nu ne necăm efectiv în această pandemie de COVID. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Cumva ne-a dat o notă de optimism faptul că sunteți un model de rezistență. Sunt convinsă că veți avea reușite și dumneavoastră și noi cu ce ne-am propus să facem. Și înainte de a vă spune la revedere, vreau să vă reamintesc și dumneavoastră și celor care vizionează emisiunile mele mesajul pârcălabului de la Soroca. Suntem cea mai bogată națiune din lume pentru că avem o țară și o republică. Deci suntem o națiune. Vă mulțumesc și mult succes! Așa este, să aveți o zi bună.